Ministrul Sănătății a vrut să vadă cum merge procesul de vaccinare la sala polivalentă din Craiova, care se afla până de curând pe primul loc în țară ca număr de vaccinări. Însă lucrurile s-au schimbat, iar adresabilitatea este scăzută acum, spun autoritățile. În județul Dolj, procentul de imunizare în rândul populației este de 21%, iar în Craiova 30%, potrivit DSP. Ministrul a cerut soluții autorităților locale pentru a crește procentul de vaccinare, mai ales în mediul rural. În acest moment, cred că avem deja în 60 de comune au funcționat echipe mobile. S-au dus echipele mobile și, dacă au fost solicitări, de 10 persoane. De asemenea, am luat legătura cu asistenții comunitari. Le-am solicitat să meargă din poartă în poartă să promoveze vaccinarea, le-am transmis materiale cu rugămintea ca zilnic să ne raporteze această activitate, cu câte persoane, la câte persoane au promovat vaccinarea și câte persoane au fost convinse să se vaccineze. O parte dintre angajații centrului au rămas dezamăgiți de vizita ministrului în condițiile în care nu și-au mai primit salariile din luna aprilie, spun ei. Ministrul Sănătății îi contrazice. Plățile s-au făcut în cursul acestei săptămâni către toate centrele de vaccinare aflate în subordinea autorităților locale. Nu sunt întârzieri în afara prevederilor legale care reglementează aceste solicitări. Mai sunt noaptea. Și le mulțumim foarte mult pentru aceasta. Nu cred că nici toată ministru m-a ajutat pe bună ziua și mulțumesc în fiecare zi. Până la urmă e timpul nostru, sunt eforturile pe care le facem zi de zi. Deci vreau să le iau și să o aduc și acolo la noi, la Centrul Moderna, pentru că chiar vedem că nu suntem deloc susținuți și nu ne ajută nimeni cu nimic. Moderna fiind un vaccin extraordinar de bun și la fel de multă protecție are ca și Pfizer. Păi și ați încercat să stați de vorbă cu dânsa? Sau? N-am avut ocazie și n-am avut cum să... S-a urcat în mașină? Da, a fost aici toți, am încercat să... și-a aplicat și... Sâmbătă, ministrul Sănătății va merge la centrul de vaccinare din localitatea Doljană, Ișalnița.